Uneori nu-mi vine să cred că voi mă urmăriți de atâta timp, eu încerc să mă învăț să desenați, și primesc propuneri ca asta. Să pictez cu lapte pe hârtie neagră. Cu lapte pe hârtie neagră. Nu știu de unde să încep. Nu știu cum să o iau, nu știu cum să vă explic. Ar trebui să înțelegeți de la sine. Lapte pe hârtie neagră. Dar asta e, ați propus? Am aici lapte ieftin, că atâta ne permitem. O cănuță care să contrasteze frumos. Un carnețel negru și o pensulă. Și cu astea o să încep să pictez. Cu lapte pe hârtie neagră. Hai să dăm drumul la clip. Probabil cel mai interesant lucru din clipul ăsta o să fie chitara din spate pe care am dezmembrat-o. E chitara mea nouă și nu pot să nu mă laud cu ea. Am luat-o de la cineva de pe OLX în stare super proastă și mă ocup eu de ea. Acum sunt și tehnician, mamă. O să iasă, o să meargă într-o zi cum trebuie. Dar înapoi la ale noastre. Lapte pe hârtie neagră. Mă, logica eu înțeleg. Că dacă laptele e alb și hârtia e neagră, se vede laptele alb pe hârtie neagră. Gluma la o parte, n-am mai încercat niciodată. Poate cu alte tehnici pe care le-am mai folosit pe canal, posibil la un moment dat să mă mai fi lovit de chestia aia. De exemplu, cu ketchup-ul care mi-a mai murdărit în trecut un șervețel, deci știam că lasă urme pe chestii albe. Dar laptele pe hârtie neagră e atât de specific încât nu m-am mai confruntat niciodată cu situația asta. Dar eu presupun că nu o să meargă. Nu știu de ce așa cred eu. Dacă mă uit pensula în lapte și o pun pe hârtie aici, mama mia, se vede alb. Dar ce se întâmplă dacă folosesc mai puțin lapte? Că asta nu știu eu. Că dacă pun mai puțin așa, nu se vede deloc. Sau poate să vede, ok, se poate vede, poate pot să fac treceri. Habar n-am dacă pot să fac gradienturi. Dacă aș pune mai mult lapte aici sus, să fie așa alb de tot sus și ceva mai puțin alb mai jos, poate reușesc să fac o trecere drăguță. Nu știu ce o să se întâmple cu asta când se usucă. Nu știu ce se întâmplă cu asta când se usucă. Nu știu dacă se usucă. Dar o să las câteva minute testul ăsta să se usuce și aflăm după. Smoking out the window. Bă, poate nu sunteți voi proști degeaba. Dacă șterg eu părțile astea care nu s-au usucă, care au rămas așa lichid deasupra albe, laptele lasă urmă neagră. Pe hârtie neagră. La asta chiar că nu m-am așteptat. Ăsta cred că e cel mai surprinzător clip de până acum. Cum lapte alb pe hârtie neagră să fie negru? Laptele negru pe hârtie neagră. E atât de incontrolabil, nu știu, o să vă fac un desen. Hai că vă fac un desen. Dar nu pot să fac treceri, nu pot să fac tranziții, nu pot să fac umbre. O să facem ceva simplu, ok? Ca să vă iasă din cap propunerea asta. O să facem un desen cu niște siluete. Nu-mi plac desenele cu siluete, facem desen cu siluete. O să fiu nevoit să folosesc straturi super subțiri de lapte. O să fie pensula super bine scursă și o să încerc să fac pe aici, pe undeva, o formă de munți. Mă rog, o să fie ca un fel de deal mai degrabă, nu neapărat munte. Dar o să fac un strat cât mai uniform de lapte. Pe hârtie neagră. Nu înțeleg logica din spatele chestii astea. Presupun că doar se umezește foaia și capătă o textură ciudată neagră. Dar dacă funcționează, adică ce să zic? Desenăm așa. Am căutat, să nu vă aveți impresia că am fost fraier și nu m-am uitat înainte. Am căutat pictură cu lapte pe hârtie neagră, pe net. Și n-a făcut nimeni până acum chestia asta. Dintr-un motiv. Și motivul sper că l-ați aflat cu toții chiar acum, în momentul acesta de față. Se pare că se usucă înainte să rămână negru cum trebuie. O să folosim mai mult lapte. Yay! Și o să aștept mai mult după el să se usuce. Incredibil. Ca să se zbârcească foaia. Extraordinar. Exact ce-mi doream. Mă, cred că m-aș avânta un pic așa. Să mai fac pe acolo o formă de munți așa mai depărtați, pe care să-i las așa să se usuce super dispersat. Și poate chiar o să-mi folosesc degetul ca să pierd umezeala asta către partea de jos, ca să rămân doar cu o siluetă ciudată de munți care o să se usuce la un moment dat. Dar aici partea asta trebuie să fie complet neagră. Așa că eu folosesc lapte ca să o negresc. Trebuie să am grijă să se usuce ăsta uniform, pentru că pe aici deja s-a uscat din ce văd eu și nu a rămas la intensitatea aia de negru cum am avut eu mai devreme pe foaia aia de încercare. Dar măcar e o tentativă de negru pe aici și cred că e bine. S-ar putea să fie bine. Dacă nu iese, asta este. M-a spus să desenez cu lapte pe hârtie. Așa că orice rezultat la care te poți uita e suficient de mulțumitor pentru clipul ăsta. Așa că să ziceți mersi. Mă, munții aia din spate de acolo s-au uscat, e așa destul de drăguț, dar poate mai revin o dată să le fac o formă mai detaliată. Oare? Nu știu sigur de câte straturi o să fie nevoie și câte revizii trebuie să-i fac la asta, că îmi pare că nu se usucă uniform. Hai să lasă să se usuce odată, că poate se usucă. Dar aș vrea totuși să fac și niște vegetație pe munții ăștia, care la fel nu știu cât de clară o să fie, dar o să fie pe aici niște boscheți. Pe aici chiar aș îndrăzni să fac niște braji. De greu să-i fac? Nu mi-e greu să-i fac. De greu de văzut s-ar putea să fie, foarte greu de văzut. Nu știu cât de bine se vor usca, aia zic. Facem aici un copac mare de tot,
un frasin. Frasin, nu, mă, stai, ce, cum îi zice la ăla care e brad, dar nu e brad. Conifer de ăla, nu știu geografie. Ceva de alea, pin sau brad, o să fie brad. N-ați mulțumit ce mă puneți pe mine să fac la ora asta? Dacă mă uit așa, nu-i foarte rău. E un rezultat drăguț, e ceva la care nu m-am așteptat. O să trebuiască să se usuce și partea asta ca să pot să fac ceva mai bine. Dar aici, focusul un pic, vreau să mai întunec un pic copacul ăsta, că mi se pare că e un pic cam transparent. Și pe dealul ăsta o să încerc să mai fac câteva detalii, în speranța că poate fac mai multe nuanțe de negru, din lapte, pe hârtie neagră. Și tot revin cu straturi peste pomii ăștia de aici, care se tot usucă și nu lasă pată mai vizibilă. Poate o să-i las așa, cu și mai mult lapte pe ei. Sau poate ar trebui să lucrez așa, poate ăsta e un desen din ăla menit să fie temporar. Gen un desen care nu o să se vadă bine după ce se usucă. Poate trebuie să-l fac așa, să las pete mari de alb pe el și ăla o să fie desen. O să încerc să fac aici o siluetă de om. O siluetă de om care, nu știu, s-a cățărat pe muntele ăsta și stă și privește priveliștea. Nu știu în câte detalii pot să intru cu el, că nu vreau să-l stric. Dar ăla acolo o să fie omul nostru. Atât s-a putut. Ăla, așa o să fie un om. Și sus aici pe undeva vreau să fie așa un mare soare. Vreau să facem un cerc colosal spre care se uită om, poate mai mare, un cerc colosal către care se uită omul nostru. Și știu că e negru și e contraintuitiv, dar asta este. Opa, facem un soare cu mult lapte, lucru pe care nu credeai că o să-l auzi vreodată. Mi-ar plăcea să fie un peisaj din ăsta mai de basm așa, un pic mai interesant, să aibă niște chestii mai ciudate. Aia zic. Probabil nu o să poți să vezi niciodată Saturnul sau ce, e Saturn ăsta. Nu o să poți să vezi Saturnul de pe pământ niciodată, dar în pictura mea poți. Probabil ar fi la o dimensiune mult mai mare de atât dacă Saturnul ar fi vizibil de pe pământ, dar așa e la mine în desert. Și voi n-aveți ce să faceți. Am pus cam mult lapte, lăsăm o tură de uscat și vedem după aia ce decizii luăm cu el. Bă, de rău nu e rău. De bine nu e rău. Dacă absorb eu ușor așa părțile alea care au rămas albe acolo, am cam rămas cu un desen negru pe negru. Nu credeam că o să zic vreodată asta. Acum dacă o luăm așa, ăsta ar putea fi desenul final. Probabil indiferent ce-i fac, așa o să arate după ce se usucă. Dar cum am zis, vreau să încerc să fac un desen temporar, adică care o să se vadă acum pe cameră și după aia nu o să mai fie așa. O să înting iarăși cu pensula în lapte și o să încerc să pun mult alb pe cercul ăsta, pe inelele lui Saturn. După asta, pe aici aș vrea să pun un pic de alb pe silueta omului, ca să-i dau ca un fel de contur sau margine albă sau nu știu ce vreau să-i fac, vreau să-l fac un pic să lucească acolo. Și la fel și pe o parte din muntele ăsta, din dealul ăsta, vreau să pun așa un strat de alb destul de gros, ca să pară că lucește de la lumina cerului. Și pe pomul ăsta o să fac la fel și o să-i trag câteva liniuțe la margine, ca să pară că partea aia de copac strălucește. Repede de tot o să fac asta și la copacii ăștia de aici și un pic pe deal pe aici. Facem un contur frumos. O să am grijă că nicio parte din astea să nu se usuce, cât timp se face ecranul negru și intrăm în prezentarea finală. Doamnelor și doamnelor, băieței, fetițe și toate creaturile de toate vârstele, ăsta e desenul final pe care eu încă încerc să-l îngrijesc ca să mă asigur că nu se usucă părțile alea albe. Aș putea să fac așa tot felul de zigzag? Bă da, cred că nu e desenul final, am greșit eu. Pot să mai fac așa câteva detalii, tot felul de punctulețe, tot felul de zigzaguri din astea, din nou temporare, care o să se tragă în foaie, pe care o să le sugă foaia și care nu o să se mai vadă la final, dar în mare parte cam ăsta ar fi desenul. Aș putea, totuși, să fac așa și câteva steluțe, ca să pară că cerul e înstelat, dar cel mai probabil astea nu o să se mai vadă absolut deloc după ce desenul se usucă. Hello, Nicu din viitor aici, am vrut să vă arăt cum arată după ce s-a mai uscat desenul. S-a uscat destul de bine, au rămas totuși câteva pete albe în câteva zone pe aici și care cred că nu o să se tragă probabil niciodată, dar varianta asta de desene cu siguranță negru pe negru, cred că pe asta o prefer. Nu știu, ați văzut și voi comparația între asta și aia dinainte? Îmi spuneți în comentarii ce credeți. Poate m-aș fi putut opri înainte de partea aia în care am făcut cu alb. Da, asta este, nu mai am ce să-i fac acum. O să vă las cu imaginea asta pe ecran. Ăsta e desenul meu făcut cu lapte pe hârtie neagră. Laptele o să fie absorbit, la final nu o să se mai vadă absolut nimic din ce e aici. În schimb, pe ecran se văd membrii canalului meu, Pandicorn, Zombie și Revolte, dar și membrii ceilalți care rulează chiar aici lângă mine. Mulțumesc din suflet pentru susținerea voastră lunară. Dacă vreți și voi să mă susțineți, cumpărați tricouri, că n-am apucat să fac reclamă la tricouri în clip. În descriere aveți link-uri către trupa mea, dacă vreți să ascultați muzică pe care eu cânt, iar pe mine mă găsiți și pe Instagram, arondmicu.mihai. Însă pentru moment cam atât de aici, eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine!